Fermierii din Dolj și-au dat seama că porumbul și grâul nu mai aduc profit ca altădată, așa că s-au apucat de cultivat tutun. Oamenii recunosc că, deși este criză, consumul de țigări nu a scăzut, iar subvenția de la stat este de 1200 de euro pe hectar. Uitați, ăsta e tutunul ăsta, cruciulițele ăștia mici. Cele mici? Da. Sunt tutun. Da, da, da. Fermierii recunosc că ei au început să cultive această plantă pentru subvenția de la stat. Subvenția parcă ne mai îndulcește un pic, dar clasarea, când îl clasăm atunci, când îl predăm, e prețul foarte mic. 1,70 de bani. Noi, practic, din asta trăim, că nu avem alte condiții. De ce suprafață puneți tutun? Noi, pe 40 de ani. Dar nu prea ne convine. Când îl predăm, am dat, prin cei de la Zimicea, unde avem contractul, am dat cu 1,80 kg. În județul Dolj sunt peste 520 de hectare de teren de tutun cultivate. Pentru un hectar de teren, fermierii primesc 1200 de euro. La cultura de tutun se primește o subvenție cuplată de producție, adică numai dacă producătorul respectiv întrunește anumite condiții, primește încă 1200 de euro pe hectar. Pe de altă parte, fermierii care cultivă grâu sau porumb primesc nici 229 de euro pe hectar, iar acest lucru îi nemulțumește total. Se aducă și pe la de porumb, la nivelul ăsta de tutun. Eu așa aș fi de acord. Nu. Cât e subvenția la porumb? Păi, doamne... Cât ați primit anul trecut? Anul trecut, de exemplu, am primit 7 milioane. Și v-ați descurcat cu 7 milioane? M-am descurcat, dar greu. Pentru a face bani din tutun, fermierii din Dăneți au învățat meserie direct de la americani. Cultivă tutun în alveole pe apă. Prima dată sistemul ăsta pe, cu alveole pe apă, a venit un american și era plătit foarte bine la firma aia din America. Era 2 euro la kilogram. Ăsta de la Zimnicea este foarte, foarte prost plătit, dar avem subvenția mai mare la hectar. Cât primi subvenție? 55 de milioane vechi la un hectar. Atât primi subvenție? Da. Deci noi ne-am bâlguit numai pentru subvenția asta. Județul Dolj este primul în țară în ceea ce privește cultura de tutun.